Cafeaua de dimineață Ne ajută să scapi de greață și mult Bună dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață După emisiunea de ieri De pe urma căruia am primit foarte multe gratulări Ca să spunem așa de la persoane care s-au simțit într-un fel vizate nu înțeleg de ce, chiar nu înțeleg de ce și nu înțeleg și că nu mi-am luat cafeaua în emisiune o să rog pe cineva să-mi aduc cafeaua că altfel o să fie o emisiune în care nu înțeleg foarte multe lucruri deci după emisiunea de ieri ne-am gândit ca astăzi să renunțăm la invitat și să fac o emisiune hai să-i spunem un fel de emisiune școală Într-o țară în care azilele de bătrân sunt un fel de antecamera morții, într-o țară în care explodează stațiile GPL. Să română mulțumesc pentru cafea o mână, o mână întinsă în timpul emisiunii. O țară în care drogații sunt la ei acasă pe șosele și sunt protejați de organii de ordine. Deci, o țară în care interesul european este mai important decât interesul național. Deci, în această țară prea frumoasă, iubită, grădina Maicii Domnului, ca să spunem așa, pe plan local te-ai aștepta ca ei noștri aleși să fie atenți cu fiecare bănuț public. Să fie atenți la ce se întâmplă, ce se face, sau măcar să fie atenți când dau niște bani ca ei să fie cheltuiți cu folos în scopul pentru care au fost alocați. Ei bine, astăzi vrem să vă arătăm niște exemple de cum se dau bani, nici nu putem spune pe ochi frumoși, pe prostie frumoasă, pe. Deci nu știu cum să-i spun. Te duci, ceri, ți se dă. Prost nu este cel care cere. Să fim foarte bine înțeleși. De multe ori, cei care cer, chiar fac niște lucruri. Întrebarea este, lucrurile alea trebuie să le facă cu bani de la comunitate? Nu aia europeană. Asta locală. Ei, și dacă e să pornim pe drumul ăsta, hai să începem cu un, cu un subiect care, să vă spun eu, de ani de zile, bugetele locale de la Piatra Neamț și Consiliul Județean Neamț susțin o activitate și anume un fel de campionat de dans o secundă să ajung eu prin zona respectivă, să nu greșesc. Un fel de campionat de dans care se desfășoară la sala polivalentă din Piatra Neamț și unde vin tineri să danseze. Foarte frumos, foarte ok că dansează, că se adună, că fac, că acolo este, știu eu, o emulație tinerii sunt frumoși, părinții probabil la fel de frumoși, arbitrii și mai frumoși, organizatorii nici nu mai discutăm. Întrebarea este dacă acest gen de activitate trebuie să fie, hai să o spunem pe aia dreaptă, să o sponsorizată de bugetele locale. Și până unde trebuie să fie sponsorizată de bugetele locale? Organizator este o asociație, Ray Dance sau ceva de genul acesta, care, să vă spun eu, a performat în tot felul de chestii. Nu ne interesează în momentul ăsta aici în emisiune numărul de campioni pe care îi are la diferite concursuri. Are campioni și la karate suntem campioni mondiali la campioni mondial sau europeni sau intergalactici. Avem foarte mulți campioni sau la sporturile de contact. Dar competiția asta care se desfășoară se va desfășura acum zilele astea la Sala Polivalentă, de ani bun de zile, se face pe banii publici. Undeva o să caut, o să găsesc pe undeva, care au fost sumele în toată această perioadă. Ei bine, anul ăsta, la început a fost primăria. Primăria primește o cerere pe la 350, la legea 350, pe finanțările acelea nerambursabile, pentru organizarea acestui eveniment. Și până aici tot este ok. Da, se face cererea, se presupune că aici vi cu un proiect extrem de bine scris, cu argumente foarte clare de ce faci, cum faci, ce cheltui, cum cheltui, care sunt sursele tale de venituri, care sunt banii pe care îi ceri. Și se mai presupune că în primărie sunt niște funcționari, inițial după aceea comisia, celebra comisie care aprobă, care se uită pe ce ai trimis tu, verifică dacă ai vreo problemă, te corectează, îți taie sau nu. Să la comisie care aprobă. După aceea, în ședință de Consiliu, se ridică mâna. Bun. Ce observăm noi aici la respectiva problemă? Că bugetul, numai o secundă să ajungem acolo, bugetul total al acestui festival, o să încerc să măresc cerut la primărie este de 242.000 de lei, de anunțat la primărie, 242.000 de lei, din care asociația a cerut ca primăria să i dea nici mai puțin, nici mai mult, nici mai puțin de 217.800 de lei, cu o contribuție proprie de 24.200 de lei. OK, nu? Există un singur amendament. Suma totală pusă la dispoziție de primăria Piatra Neamț pentru aceste finanțări nerambursabile în domeniul acesta al sportului, de unde s-au dat banii, era de 450.000 de lei. Clubul a cerut 217. Trebuie să recunoaștem că ori este o mare aroganță, ori este o mare conștiință a propriei valori din partea celor care au cerut, ori avem, să spunem așa, o cale bătătorită pentru a obține banii aceștia. Alte explicații nu pot fi. Bun. Primăria analizează și din toată cererea asta le dă, dacă nu mă înșel, chiar nu vreau să greșesc, să vedem dacă ajung cumva la suma respectivă da, le dă suma de 60.000 de lei, a doua sumă ca valoare după echipa de fotbal Ceahlău Piatra Neamț. Am auzit din interiorul asociației următorul comentariu. Păi ce? Ce rezultate au alții, noi care avem atâția campioni și atâția... Da, probabil că da. Numai că, nu poți compara mere cu pere. Nu poți să ceri tu o asociație jumătate aproape din bugetul întreg al municipiului pe domeniul respectiv. Bun. Și acum să mergem mai departe, că toti bugetul foarte bine făcut și proiectul foarte bine făcut. La un moment dat, la un moment dat, domnii aceștia vorbesc încerc să ajung Bogdan, să nu te super că tot mișc pe aici, dar asta este situația. Trebuie să ajung la zona respectivă. Domnii aceștia spun în buget, undeva, că au o contribuție a financiar de la primărie pentru transport suma de 60.000 de lei. Nu știu dacă se vede cum mă joc eu cu mouse-ul pe ecran, unde spune contribuție finanțator, suma de 60.000 de lei. Când citești proiectul, suma respectivă apare scris ca fiind contribuție proprie. Păi cum vine asta? Cine a verificat acest proiect, l-a pus pe grila aceea și a zis că e ok. Păi tu scrii în narativul proiectului că ai contribuție proprie la transport de 60.000 de lei și în tabel o treci la finanțator. Bun. Proiectul a trecut, da? Probabil că banii sunt și dați. Să reținem două lucruri. Primăria a dat 60.000 de lei pe un proiect la legea 350, care se presupune că este foarte bine făcut. Am văzut cât de bine făcut. Și proiectul valora, atunci în mai, dacă nu mă înșel, 200. Deci, tot evenimentul costat 242.000 de lei. Bun. Mergem mai departe. Nemulțumiți, probabil, de suma pe care au primit-o. Cei de la Raid Dance s-au gândit că pot să mai obțină niște bani de la Consiliul Județean. Nu direct, ci prin federație. Pentru că avem o federație de dans sportiv. Am zis că dacă federația a venit cu un proiect nou sau cu un proiect la Consiliul Județean, apar lucruri noi. Acolo, pentru că suma pe care o cer federația este și ea foarte mare, 120.000 de lei. Și la total buget spectacolul acesta de două zile, suma este de 317.000 de lei, nu mai este 242.000 de lei. Pentru că Asta e. Te aștepți când citești narativul, să vezi lucruri deosebite, dar nu. Este fix același lucru pe care l-au cerut cei de la oraș, reidenți la oraș. Federația îl cere de la județ. Pe același eveniment. Și stai și te întrebi așa. Cum se va face decontarea? Cum poți tu să vii să ceri bani pentru același eveniment fără să spui foarte clar în proiect că ai bani primiți de la Consiliul Local și pentru ce îi folosești. Această, acest, cum să-i spun, eu, bulz administrativ cu două proiecte finanțate, unul la legea 350. Altul, prin asociere, foarte important, nu pare a fi deloc, să spunem, cușer. Pentru că cei din Consiliul Județean, altfel oameni atenți la tot ce se cheltuie pe banii publici la asemenea asocieri, ar fi putut să spună așa. Păi, băieți, suntem de acord, sunteți buni. Încă o dată repet, ce fac? E, este foarte ok. Da. Sunteți buni. Vreți de la noi. Ia veniți voi cu un proiect la legea 350. Ca să vedem acolo un narativ bine făcut, un tabel cu cheltuielile foarte clar, să ne spuneți exact ce faceți. Nu așa la grămadă pe asociere. Că nu dă bine. Nici pentru voi, că dansul este ceva așa care arată sport, talent, puritate, tot ce vreți dumneavoastră, da? și e păcat să fie mânjit cu gânduri negre sau cu, cum spunea tova, domnul Asaftei, cu cerneală nu știu de care. I-ai păcat. Dacă se venea la 350, cum a fost la primărie, lucrurile ar fi trebuit să fie foarte clare. Ce cheltui, unde cheltui, cum cheltui, am și altă sursă de finanțare pe o parte a spectacolului cerută de un partener. Numai că jmecheria asta cu finanțările federațiilor și cu partenerul local s-ar putea să ajungă bat în lemn spre penal la un moment dat. Pentru că, hai să mai facem o paranteză scurtă, ne întoarcem la un subiect cunoscut de deja, hipismul. Se fac, se fac asocieri la județ cu Federația de Hipism pentru concursuri la Piatra Neamț. iar acolo se spune undeva așa că partenerul nostru este clubul bla 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 bla, care prin el se face totul. De ce nu faci cu clubul? Pentru că are o situație incertă din punct de vedere juridic. Pentru că ți-e frică să nu vină cineva să te ia de urechi? Păi tot acolo ajungi. Apropo de club și spectacole și de concursuri, după cât trei săptămâni, patru, nici nu mai știu când au fost, au apărut primele rezultate de la concursul de la Piatra Neamț. Unde? La federație. Este absolut incredibil, inadmisibil, sau cum doriți dumneavoastră, ca aceste lucruri se întâmple. Apropo de hipis, nu există decât, din punctul nostru de vedere, decât o singură explicație la ce se întâmplă. Domnul Costache Lucu se pregătește să transmită ștafeta mai departe pentru altcineva. Și ne gândim că un demn urmaș pentru Costache Lupu acolo ar putea să fie chiar domnul uh, Ioana Saftei, președintele Consiliului Județean. Ea are a plecare spre domeniul ăsta literar, face agape pe la el, pe la Han, uh, cu scriitor, lansări de carte, răzești, etc., ce ar fi foarte greu de închipuit un Iona Saftei călare pe cal cu costumul de moș Crăciun sau moș gerilă în cazul domniei Sale și cu o urătură în fața Consiliului Județean chiar pentru el, de dublându-se sau pentru viitorul președinte de Consiliu Județean. Mai Haios ar fi să-l vedem făcând o urătură pro bono pentru Andrei Carabelea, la primărie. Că să să respect tradiția. Închidem paranteza cu caii și cu bugetul și ne întoarcem la concurs. Sunt foarte curios să vedem cum vor fi explicate aceste discrepanțe între proiectul de la primărie, proiectul de la Consiliul Județean și modul în care se face finanțarea. Pentru că altfel, cei de la Consiliu când nu suportă pe cineva sau mă rog, nu au acel cineva nu are pilele necesare pentru a obține o finanțare și aici cu Raidensul și pilele nu vreau să intru în amănunte acum, pentru că sunt foarte multe lucruri de spus, Consiliul Județean zice, nu, ce să veniți voi cu asociere la noi, bă, aceștia? Ia mergeți la 350. Și s-a întâmplat. Avem cazul Camerei de Comerț și Industrie, care organizează de ani bun de zile un eveniment care, cum să vă spunem noi, chiar e eveniment. Cât de carte, măi oameni buni, carte în care vin și mai bune și mai rele. Dar are o ținută. Și pe ăștia îi trimis legea 350, îi finanțez în bat jocură cu o sumă așa la hai, aia cu ați știți dumneavoastră, și descurcați-vă. În schimb, când vine cineva care are deja o finanțare mai mare decât clubul, deci târgul de carte, tu vii și spui, no, hai să ne asociem, îți dăm și noi, cere 120, că îți dăm 100. Și un eveniment care nu știm cât costă, 242.000 sau 317.000 de lei, este pe jumătate finanțat de primărie și Consiliul Județean lucrul care s-a întâmplat și în anii trecuți de fiecare dată am aflat cu beneficii extraordinare pentru uh, economia, turismul și uh, cum să spunem recunoașterea municipiului Piatra Neam și a județului Neamț în țară, în Europa și în lume, ni s-a spus pentru că cei de la Rai Dance asigură și transmisia pe banii județului a evenimentului. Au fost modești, n-au cerut mult. Pentru două zile 33.000 de lei din banii județului, mai pun și ei 1.200. Și vă dați seama, dacă este pe online, o vede și cineva din Alaska, ca să nu mai vorbim de cei de la Moscova, care probabil se zgârie pe ochi, nu-și pot trimite și ei sportivii la Piatra Neamț. Cam... Așa stau lucrurile cu finanțarea concursului de dans. Iarăși o să avem reacții de genul aveți ceva cu noi. Nu. Apreciem foarte mult activitatea cluburilor de dans. Am scris despre ele, am prezentat dansatori, profesori. E foarte bine că există, numai că până la urmă acestea sunt niște entități private care pot accede la bani în anumite condiții, cu o transparență totală și să spui și care e scopul. Ei, Câteodată mai scapă scopul. Și uitați, care este scopul de la Raidance cu aceste concursuri? Ținta noastră este ca Asociația Club Sportiv Raidance să primească acordul Federației Române de Dans Sportiv pentru a organiza campionatul european de dans sportiv în județul Neamț, la Piatra Neamț, sau chiar unul dintre campionatele mondiale de dans sportiv. E foarte frumos. Este extraordinar de frumos. Dar, pe bani publici? Tot? Aproape că nu-mi vine să vă mai citesc cum spun cei de la Consiliul Județean, de ce spun că finanțează acest, acest festival. Trebuie să caut un pic până când găsesc documentul. Îl găsesc undeva imediat. Este absolut senzațional să vezi cum. Este, din punct de vedere juridic, susținută participarea la această manifestare a Consiliului Județean. Încerc să-l găsesc acum, undeva aici, dacă îl reușesc. să găsim raportul de specialitate, dacă nu asta e, trecem la un alt, la un alt subiect, referat de aprobare, raport de specialitate privind aprobarea unui asocier cu Federația Română de Dan Sportiv. Și ni se spune așa, educația fizică și sportul sunt activități de interes național sprijinite de stat. Așa, în prezentul Prezente elegi prin educație fizică și sport se înțelege, se înțelege, toate formele de activitate fizică menite printr-o participare organizată sau independentă să exprime sau să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual. Totodată, articolul 3 alineatul 1 în acest act normativ prevede obligația autorității administrației publice de a sprijini sportul pentru toți și sportul de performanță și de a asigura condiții organizatorice și materiale de practicare a educației fizice prin hotărârea autorităților deliberative. Ce mai spune? În conformitate cu prevederea articolul 173, bla, 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 din codul administrativ, Consiliul Județean îndeplinește atribuții privind cooperarea internațională pe plan intern și extern. Deci, acest concurs se încadrează în cooperare internațională, dacă nu știați. Și, potrivit competențelor, Consiliul Județean asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sportul. Și asta e argumentația juridică pentru care poate să aibă loc finanțarea în acest proiect. Bun. Mergem tot la Consiliul Județean cu un alt proiect. Asta s-a scris ieri în mesagerul de NAMS, colegul Viorel Cosma. Încerc să ajung la respectivul material. Coloviu minune și roaba cu metafore. Ei bine, acum câtva timp, în mesagerul de neamț, apărea un material în care se spunea că băieții aceștia pregătesc un fel de șuetă a la șuetele de la Hanul Răzeșilor, nu știm dacă e și anul și l, l prins în proiect, că atunci ai de, de rău. Că se adună, se adună, ei și fac un fel de discuții cu mari personalități nenumite în proiect despre Ion Creangă. Ceea ce, cum să vă spun, e până la urmă ok. Dacă lucrurile stau chiar așa. Ei bine, în ședință, domnul Asaftei, împreună cu marele poet de respirație internațională, scriitor Agaman de respirație județeană, șef de Adi de respirație județeană, Miron Radu, cred că și Tudorel, S-au supărat foarte tare și au avut niște reacții erectile, ca să spunem așa, apropo de ce s-a scris și au spus, cum, doamne, noi facem o mare chestie, noi facem o treabă cum nu s-a mai făcut, aducem oameni din Italia, avem și uh, o asociație internațională a criticilor literali, care este hipercunoscută. Am stat, am căutat, n-am găsit, l-am rugat pe domnul. Tudorel să ne trimită Lincu. Am găsit, până la urmă, a găsit colegul Lincu și am văzut că acolo este și un tovarăș român printre cei care conduc această asociație. Cunoscut ca poet, prozator, traducător, nu știm și dacă Agaman și președinte de Adi ceva, și cu un trecut remarcabil în aparatul de propagandă al Comitetului Județean al PCR Cluj, când întreb, domne, dar ce legătură au ăștia cu Ion Creangă? Păi uh, vin să discute despre. Sunt foarte curios dacă acești domni care vin și care își plătesc, foarte interesant, o parte din, din uh, deplasarea asta, vin să discute despre Creangă sau vin să facă turism literar. Până la urmă, e bun și ăsta. Turismul literar. Dar dacă e așa, de ce nu i-a invitat domnul Tudorel personal? De ce i-a invitat prin Consiliul Județean și pe o finanțare? Prin Consiliul Județean. Mai ales că domnia sa s-a abținut de la vot. Asta înseamnă că este implicat direct în, acest, în derularea acestui proiect. Păi cum vine asta? Domnul Saftei, cunoscut pentru agapele pe care le face la el, la președintele Consiliului Județean, fiind bineînțeles, sau ca să fim foarte precis, nu este președintele Consiliului Județean. Are atribuții de președinte de Consiliul Județean. Deci, domnul nu a participat la vot, am înțeles. Da, e ok. Nu a participat la vot. Tot aia e până la urmă. Că. Ne-a spus în felul ăsta, bă, nu particip la vot pentru că, știți, am un interes acolo, că altfel nu poți traduce. Chiar și literar vorbând. Mi s-a închis și calculatorul. Nu mai văd nici materialul. S-a descărcat și bateria. Șuetă pe bani publici. De ce? Pentru că pot pentru că pot, pentru că pentru că au bugetul în mână. Și cum spunea domnul Asaftei, pentru că îi permite legea. Îi permite legea. Asta nu înseamnă că lucrul ăla este și benefic pentru județ. fiecare consilier județean și în general consilierii locali își alocă cumva câte o halcă de buget. Și zice, bă, la finanțarea aia vreau și eu să vină ăsta. La finanțarea aia vreau și eu să vină ăsta. Bun. Nu, nu, nu e nevoie. Mulțumesc frumos. Uh. Și uite așa se împart banii fără ca cineva să se întrebe care este folosul. Vă dau și un exemplu pozitiv. O finanțare aprobată la Consiliul Județean pentru un lucru care ar trebui să întâmple în fiecare comunitate locală mare sau în fiecare zonă din județ. Cineva a cerut finanțare pentru un material, pentru un manual de istorie locală pe Valea Muntelui, care se predea în școlile de acolo. Și au obținut finanțarea. Lucru foarte bun. Ați văzut la Consiliul Local Piatra Neamț să vină cineva cu asemenea finanțare? Bun, poate nu vine nimeni să scrie, dar tu nu poți să lansezi. Băi, care te lauzi tu cu Piatra Neamțul, îl construim, îl reclădim, îl reconstruim, îl re... nu știu cum. Păi, dar de ce nu vii și spui, băi, hai să facem și noi ceva pentru istoria acestui oraș. Hai să lansăm un concurs de manual de istorie locală pe care să-l finanțăm, pe care să-l dăm în școli ca acești copii care intră în școli noi modernizate da, să învețe istoria locală că există această posibilitate. Să nu ne mai batem doar în piept cu pumnii în piept, România, piatra neamț, județul neamț. Hai să facem lucruri concrete pentru județul ăsta. Să nu mai dăm bani să vină niște critici, aș o fi oameni onorabili, n-am nicio problemă. Să se întâlnească ei între ei acolo, bate și la un șpriț, ca așa e român, ospitalier, mai ales dacă are și han și are și bani publici. Și să nu facem lucruri care chiar să folosească pentru județ, pentru oamenii din județ. Cam asta e. A, să nu credeți că nu sunt și alte lucruri. De exemplu, finanțează primăria Piatra Neamț, turul României la ciclism. Foarte frumos. Dar dacă te uiți acolo cu atenție, ce se finanțează? Observ că finanțează, plătește cheltuiel pentru transmisie live și producție. O sumă frumosică. Serios? Producție la tra transmisie live. Și mai plătește și alte lucruri. Asta e. Ne oprim aici. Mai vedem dacă mai facem emisiuni cu invitați sau continuăm cu genul acesta de materiale explicative apropo de ce se întâmplă prin județul nostru prea frumos. Ieri mesagerul a mai publicat ceva, o poză cu o stație GPL plasată la, hai să spunem, 10-15 metri de o clinică și gard în gard cu Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Probabil că, nu e așa, sunt respectate toate regulile. Probabil că există toate autorizațiile. Probabil că în stația aia nu se încarcă butelii direct de la stație, câteodată și în bagajul mașinilor, cu motorul pornit. Probabil că atunci când s-a dat autorizația de construire pentru clinica privată, s-a ținut cont de faptul că nu exista stație GPR al alături. Sau exista? Mai să vezi. Și după aceea ne mirăm că explodează, ne, ne mirăm că mor bătrânii în zile ne mirăm că drogații omoară pe stradă, că polițiștii îi prind și îi le dau drumul și după aceea vine jenant șeful poliției și spune, doamne, era prost pregătit mă mă lași, dar l-am pregătit eu, eu l-am trimis în misiune, prost pregătit, cine l-a trimis? Se duc pompierii, se stingă focul într-o zonă cu explozii și ajung pompierii în spital și tu îmi spui că s-a intervenit perfect, S-a intervenit perfect probabil pentru o zonă deșertică. Eu știu, în care nu erau case alături. Nu era o grădiniță alături. Da, probabil că domnul Arafat are o viziune integralistă asupra lumii și nu o înțelegem noi. Colac peste pupăză, mă rog, nu era nicio, nicio aluzie, a ieșit și președintele României și ne-a spus că este inacceptabil să spui tu că n-ai fost anunțat. În același ton putem să spunem că este inacceptabil să fii președintele unei țări în care azilele sunt antecamerele morții, în care se circulă pe șosele cu drogați, unde nu avem drumuri adaptate la... Uh, nevoile actuale, în care spitalele sunt și ele de multe ori antecamerea de morții, este inacceptabil, domnule președinte. Este inacceptabil. Chiar inacceptabil. Ne oprim aici. Numai bine. Sănătatea.